Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi voi crea un nou tutorial video despre Ubuntu 12.10 și am să vă arăt cum să vă instalați Skype noua versiune 4.1 care a fost lansată de curând. Ori veți face un upgrade la versiunea anterioară, ori instalăm versiunea din nou. Eu astăzi voi instala versiunea din nou pentru că am reinstalat sistemul WMWR și n-am mai instalat Skype-ul înapoi. Ok, după cum vedeți, ne-am autentificat cu drepturile de administrator și acum trecem la descărcarea fișierului Skype, care are 30 de mega. V-am pus aici, cum v-am învățat și până acum, comenzile pe care le executăm. În cazul în care suntem deja autentificați cu drepturile de administrator, nu trebuie să mai dăm comanda sudo înainte. V-am arătat, cred că și într-un tutorial video anterior, cum se instalează Skype, așa că eu vă arăt acum cum se instalează versiunea 4.1 ce este lansată de curând, sau puteți face același lucru, dar să-i faceți direct un upgrade. Haideți să vedem dacă merge cu comanda de instalare. Nu cred că o să meargă pentru că nu am toate pachetele de care are nevoie Skype pentru a porni. Da. Și vom utiliza acum comanda apt-get ca să-și iei librările de care are nevoie pentru instalare. Ca să reușească instalarea. Ok, mergem la dash home și scriem Skype. Și am lansat aplicația, așteptăm să pornească acum. Merge puțin mai greu din cauza că este virtualizat. Ok, după cum vedeți, Skype 4.1 for Linux. Ok, atât despre cum se instalează Skype pe Ubuntu 12.10. Ne auzim în tutorialele viitoare. La revedere!